Salut, eu cum să nu vă salut? Doamnelor și domnilor, aș putea chiar să spun bună dimineața de aici, din Slovenia. La noi este ora 8 dimineața. Ne pregătim să ne îndreptăm către cel mai important oraș de aici, din Slovenia, către capitala, Ljubljana. Ei bine, am fost informați de către ghid că vom vizita una dintre cele mai emblematice atracții, cum ar fi podurile, podul dragonilor și podul cu lacăte. Ghidul ne-a spus că dragonul este simbolul Ljubljanei. Bineînțeles, cum sunteți obișnuiți cu niște cadre absolut incendiare, mirifice aș putea spune. Noi vom încheia transmisia de aici din autocar și nu uitați, urmează Veneția. Eu cum să nu vă salut, doamnelor și domnilor, am ajuns în Veneția, în punctul 0. Despre asta de fapt este vlogul de astăzi. Suntem în portul din Veneția, ne pregătim să ne urcăm în Vaporetto, care apropo pentru noi a costat 25 de euro de persoană, care ne va duce până în piața centrală în Veneția. Așa că, doamnelor și domnilor, haideți cu mine să vedem niște cadre de foarte înaltă calitate, superbisime, aș putea spune, și să vedem de fapt ce înseamnă Italia. Haideți! În jur de 15 milioane de turiști vizitează Veneția, cu o medie de peste 40.000 de turiști pe zi. Pe lângă asta, în Veneția nu există nici măcar o mașină. Poliția și ambulanța intervin pe apă cu bărci. În orașul italian există în jur de 400 de gondolieri. Cu toate acestea, prima femeie gondolier și-a obținut statutul abia în anul 2010. Pe lângă asta, în Veneția există o stradă numită Ramo Varisco, ce are doar 53 de centimetri în lățime, fiind una dintre cele mai înguste din lume. Din păcate, orașul se scufundă anual cu 1-2 mm. Dacă nivelul mării va continua să crească, este posibil ca în următorii 20 de ani, Veneția să ajungă să se scufunde cu 80 de mm față de înălțimea medie a apă din lagună. Legendarul cuvânt ciao din italiană are origini venețiene. În vremuri de mult apuse, locuitorii Veneției se salutau vostro schiavo,
ceea ce înseamnă sclavul tău la ordinele tale. Ulterior, salutul s-a transformat în sciao și apoi în ciao.